Fraților, canapeaua a fost achiziționată la un preț de 7.013 lei, 6.500 de lei canapeaua, plus cred că încă 500 de lei. Hai să vedem! A! Nu! Nu! Salut tare, fraților, și bine ați venit la un nou vlog. E bine, după cum vedeți, iar este noapte, pentru că să mor eu, e noapte toată ziua, adică nu mai există zi. E bine, fraților, astăzi o să mergem la multe magazine de mobilă, pentru că trebuie să ne luăm mobilă pentru casă, suntem pe ultima 100 de metri cu casa și murim de frig, a venit iar iarna peste noi, așa, fără să ne așteptăm. A apărut și Maria Negoiță, sărbătorita noastră de astăzi, care a făcut 18 ani. La mulți ani, Negoiță! Mulțumesc și am spart dezinfectantul pentru că m-am grăbit să vin și m-a certat mama de ziua. Nasol să te certe, Maica, de ziua ta, nu mai stăm de vorbă că e foarte frig afară, după cum vedeți, zăpadă peste tot. Hai să mergem să ne mai căutăm mobilă. Fraților, din păcate am găsit un loc un pic mai strâm și a trebuit să parcăm mașina puțin mai prost. Ne cerem scuze dacă n-ați văzut mașina parcată pe aici pe la mall prost. Am lăsat-o așa în drum pentru că efectiv nu puteam să deschidem ușile de aceste două mașini, dar aici nu e drum, este tot parcare. Asta este, ne băgăm și noi în magazin, se ninge și nu e deloc plăcut. Băi, fraților, deja m-am săturat să mă plim prin magazine de mobilă să caut canapele, paturi, că deja le știu pe toate. Trebuie să mă hotărăsc din astea pe care le știu deja, înțelegi? Trebuie să le văd iar, să mă așez pe ele, văd dacă-s comode, dacă se extind cum trebuie, dacă așa. Mai avem puțin și terminăm toată distracția asta, nu mai pot. Fraților, cred că am găsit o canapea. Așa, bine, Ioana vrea pe mov, mai multe culori, aș vrea gri. Mi se pare foarte frumoasă pe mov. Ies mă așez și eu. Destul de încăpătoare, adică uitați-vă la Negoiță și cât loc mai este aici. Are 3 metri pe 2 metri, se extinde cum trebuie de aici de jos. Ia, adică e mărișoară, te voi ajuta eu. Îți mulțumesc. Bine, sincer să fiu, nu prea aș vrea mov, dar na. Ok, foarte drăguță, mie îmi place mult canapeaua asta. Așa are colțarul și pe dreapta cum ne trebuie nouă. Da, bine, asta se așa. Și vine și repede, vine în 5 zile asta. Deci astea sunt culorile, deci mauve-ul ăsta, griu ăsta, și galbenul ăsta și mai era un albastru pe site. Albastru voiam să ne luăm inițial canapeaua, doar că văd că nu au pe albastru, așa că dacă luăm pasta din showroom, oare ne o dau mai repede? Vine 5 zile. Chiar vine 5 zile? Ce tare! Da. Cât costă? Nu costă mult, e 6.500 de lei. E ok, păi să luăm. Ok, deci asta o să fie momentan prima variantă, Amadeo. În cap, nu știu să zic, 1, 2, 3, 5, 6 oameni cam în cap. 6 oameni înghesuiți, eu zic în cap întâi și pe canapea. 2-3 persoane lejeri pe această canapea. Nu, de dormit. De dormit 2, dar de stat așa cred că 5 înghesuiți în cap. Ai o tetieră, da. Și separată? O să e separat, da, pentru că fiecare scaun în parte. Nu cred. Da. Își nu luăm? Luați. Ia! Yeah. Nu e? Pentru mine! Păi poate iau 3 petiere, dar sunt cam scumpe, sunt 300 de aproape. Da, dar merită. Merită? Nu știu. Hai că ne gândim. Am mai învârtit pe aici și am mai găsit această canapeluță. Ia vedeți ce frumoasă este. Mi-mi place, mi-mi place și culoare. O e mai scumpă, asta. Dar asta are și tetiere. Și dacă vreau la cealaltă să luăm tetiere, la aceeași bani ajungeam. E o culoare care nu prea se murdărește asta după o pisie. Mi se pare așa bătrânicioasă culoarea asta, așa bejul ăsta, nu știu ce să zic. Eu aș fi optat pentru altă culoare, să fiu sincer cu voi. Se extinde bine, e foarte comod, are tetiere, are de toate, are efectiv de toate. Dar culoarea asta, bă băiatule, nu știu ce să zic de ea. Mi se pare o culoare care, de care nu trebuie să ai grijă, pur și simplu se curăță cel mai ușor culoarea asta. Da, dar e așa bejulie, e green kiss, așa, știu. Nu, e bejulie așa urât. Nu știu. Mie îmi place, eu votez pentru, mi se pare tare. Nu știu, haideți că ne mai gândim, ne mai uităm și revenim. Găsiți și canapea asta care e aceeași culoare cu hanoracul meu, după cum vedeți, fraților. Și asta e destul de comodă, e un pic mai mare asta, dar nu cu mult. Eu sincer aș fi vrut inițial o canapea în U, dar toate vin în martie, deci nu prea cred că o să avem noroc cu canapelele în U. Aia îmi place, dar e urâțică culoarea, asta e frumușică, culoarea e mai mare. Nici nu știu să vă se extinde cum trebuie, nu cred. Nu cred, sau? Ba, ar trebui. Văd că nu iese nimic de aici, dar ar trebui. Stați că revin. Ba da, băieți, ia vedeți, se extinde cum trebuie, frumos de aici de jos. Îmi place culoarea asta, sincer să ne uităm ce culori mai iau. Dar nu e culoarea mea preferată, dar este frumușică canapeaua, așa, nu mi se pare că arată drăguț cu tetierele astea. Așa, gata, puse și le pui cum vrei tu și e destul de șmecheră. Un pic cam adâncă, dar e ok. Fraților, după lungi căutări și întrebări, ne-am hotărât o să cumpărăm această canapea, este 6500 de lei. O luăm fără tetiere, fără nimic, o să luăm pe acest beige gri. Nu gri decât beige, să fim sinceri. 6500 de lei, place? Îmi place foarte mult, este foarte drăguță. Mie îmi place și asta, îmi place și cealaltă, dar asta e un pic mai confortabilă decât cealaltă beige, deci o să luăm pe asta. Fraților, canapeaua a fost achiziționată la un preț de 7.013 lei, 6.500 de lei canapeaua, plus cred că încă 500 de lei livrarea și montarea, care este în aceeași zi, mi se pare senzațional. Și undeva pe maxim 19 decembrie avem canapeaua în casă, ceea ce mi se pare senzațional. Terminăm și în această zi, ne retragem puțin spre casă să mai stăm cu Negoiță, că este ziua ei astăzi. Yay, și să mâncăm. Să mâncăm, că n-am mâncat nimic astăzi și ne revedem de acasă.
Băi, să fi stat o oră și ceva, ne-am mai luat și de mâncare. Și ne trezim cu asta, mașina full înzăpezită din nou, zăpadă peste tot. Uitați-vă cum ninge și nici nu ne-am luat geaca din mașină. Bă, trebuie să recunosc că e frumos, dar nu e frumos de stat afară, e frumos de stat în casă și de uitat pe geam la cum ninge. Plăcut, neplăcut, ne urcăm în mașină fără să umplem mașina de zăpadă. Am reușit. Băi, ia vezi. Eu mi-am curățat geamul de zăpadă cu mâna. Te-ai curățat geamul de zăpadă cu mâna? Da. Eu, ia uite-l cum îl curăț. Hai că l-am curățat. Și view-ul, după cum vedeți, este unul extraordinar. Nu-i așa? Dăm aici front, rear, frumos. Bă, mi-a înghețat mâna. Dăm și asta, blocăm aici, dăm aici turbo. Dă-ți scoană mai în față, mă, ca să aibă loc și neguiță. Nu are loc, e în față. Dă-ți mai în față ca să poți pun supa pe jos. Haide mă că n-a înghețat, măcar e doar zăpadă. Și eu cum văd? Cum adică cum vezi? Nu văd nimic în față. Păi stai așa că se dezaburește acum, ai răbdare. Înțeles. Băi, avem două variante. Deschidem geamul și cade zăpada pe noi sau cade zăpada afară. A, mi-a căzut microfonul, super. Hai să vedem. A, nu, nu! Vreau să o dau afară. Ce, cu ce cum voiai să fac? Să faci ca mine, așa, pe rând. Oprește aici și după aia dai iar. După aia aștept. Stai așa, că o dăm așa. Să curățăm și oglinda. Mamă, mamă, ce-a nins. Nu a fost cea mai bună idee, îmi pare rău. De ce Ioana mă urăște pe zi ce trece din ce în ce mai mult? Bă, dar ce nu plecăm? Pentru că trebuie să mi se dezaburească parbrizul. Fraților, asta a fost și ziulica noastră. Săptămâna viitoare ne ajunge canapeluța la casă și săptămâna asta ne ajunge mobila de bucătărie. Am fost anunțați că trebuie să mergem acolo să facem curat, să facem squeaky clean, ca să se apuce băieții de monta mobila de bucătărie și nu știu ce au terminat, cred că au terminat doar mobila de bucătărie. Sper să ne mișcăm să termine și dulapurile. Ne-am comandat canapeluța, ne-a mai rămas de comandat doar un pat la magazinul la care am fost astăzi. Am găsit doar niște paturi foarte, foarte scumpe și nu mi s-a părut că merită banii. O să căutăm paturi și în alte locuri. Adică să dai 40 de milioane pe un pat fără saltea, sincer să vă spun, mi se pare enorm de mult. Mai ales că, din punctul meu de vedere, salteaua e mai importantă decât cadrul patului. Adică degeaba ți-ai pat de 40 de milioane dacă poți saltea de 5 milioane de doar de alea cu arcuri. E nașpa, mai bine ți-e un cadru de 5 milioane și o saltea de 40 de milioane și stai bosei, nebun, cu memorie, cu spumiță, cu toți băieții. Vreau neapărat să cumpărăm și un aspirator din acela roboțel, cum am mai avut, care s-a stricat și știți povestea, am stat 2 luni, am primit banii înapoi în sfârșit pe el. Dar trebuie să vedem la ce firmă să facem și noi un mic research, pentru că nu mai vreau să pățesc același lucru pe care l-am pățit și la aspiratorul vechi. Și da, fraților, ne mișcăm încet, încet, vine Crăciunul, vine anul nou, trebuie să terminăm căsuța, trebuie să băgăm turbo. Fratele vostru are de învățat și pentru boxul meu și carnetul să-mi iau și mașina. Mamă câte am pe cap, nu vă puteți imagina, să facem și daily vlog și ce mai avem de făcut pentru voi. Și da, fraților, aici vom termina și noi acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal. Eu am fost Gami, ca întotdeauna, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!